Urmăriți știrile B1 TV. Mergem chiar acum să o urmărim pe Gabriela Firea, care a mers deja de la prima oră la secția de vot. Așadar, haideți să o vedem pe primarul general al Capitalei la secția de vot. Este ora 7. Așteaptă să se deschidă cel mai probabil secția de vot. Gabriela Firea este printre primii politicieni care s-au dus să voteze. Doamna primar, poftim. Doamna primar. Da, poartă și măști toată lumea, așa cum sunt regulile speciale de această dată. Gabriela Firea își introduce în acest moment buletinul în acel sistem informatic de validare a identității. În aceste momente mă bucur că am și reușit. Da, știți că nici data trecută. Data trecută a fost votată. Păi, frate, și adresa era clară pentru secție, dar e posibil că e foarte nou. Sau este posibil că sunteți primul alegător și da, sunteți în rog? Ar vrea să poziția 740. 740! Așadar, primul alegător, Gabriela Firea, la acea secție de votare. Așteptăm să iasă și să pună buletinele de vot în urne. Matinală, Gabriela Firea, așa cum ne-a obișnuit deja și de la alegerile trecute. Cel mai probabil va susține și declarații de presă, le vom urmări în direct, imediat aici, pe B1 TV. Vă reamintesc că astăzi ne alegem primarii, sunt 256.000 de candidați, ceva mai puțin decât în 2016. Avem 18.793 de secții de vot amenajate la nivel național. Da, Gabriela Firea în acest moment a introdus buletinul de vot în urne. Avem 19 milioane de alegători care vor merge, sau care sunt așteptați, de fapt, astăzi, să-și voteze primarii, consilierii locali și pe cei care îi vor reprezenta în consiliile județene. În acest moment, Gabriela Firea predă ștampila membrilor secției de vot. Și a luat acel autocolant cu votat, așa cum sunt regulile acestea. Vom asculta imediat și declarațiile primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, în cele ce urmează. Da, haideți să ascultăm. Și mă bucur că am ajuns și de această dată să fiu primul votant din această secție. Am votat cuvântul la toți copiii din București, la toți tinerii, la toți adulții și la bunicii noștri. Toți sunt foarte importanți. E adevărat, ne dorim cu toți investiții în infrastructură, de asemenea combaterea poluării, investiții foarte mari, pentru că s-a simțit nevoia și în această perioadă de pandemie în toate spitalele, în școli, dar cei mai importanți sunt oamenii. Și oamenii trebuie să fie pe primul loc, nu? Așa este. Vă
ce să vin prea venit? La muncă. Pe mine tot la muncă. Ne câștigăm dreptul de a câștigă la face cu drag. Sunt asărat. Mai bine. La rezultatul de